vă voi prezenta, bună ziua în primul rând, mă bucur foarte mult că suntem împreună astăzi. Vă voi prezenta două poezii scurte din volumul recent lansat, O cafea cu tine. Mulțumesc! Precum șoimii, poeții sunt plăpele focului atinse de căderea serii în lumea cotropită de umbre din lampa ce arde hotarul amurgului. Poeții cresc precum șoimii în cuiburi înalte și aflate post. Plutesc pe aripa lumii săgetând din înălțimi iadul de vrăbi. O cafea cu tine. Fă-ți timp să bei cu mine o cafea, ca mâine vom porni către noi spații și-om colinda străini prin constelații, fără a ne aminti ce-am fost cândva. Fă-ți timp și hai să povestim de noi, să prețuim secundele iubirii și să nuntim cafeaua înseninând ca mirii pe-al inimii altoi. Mister divin strecoară ceașca fină, ce vieți a frământat și câte patim netezite în tine adăpostește azi când ni s-a dat. Fă-ți timp să bei cu mine o cafea, poate o-mi putea păstra a ei savoare, când fi voi porțelan, tu fulg de nea și-mi vei picura a ta răcoare. Mulțumesc! Mare are un cenaclu, o revistă E Creator, este un poet care a fost apropiat lui Geo Boxa, a scris de când era în liceu la revistele importante literare, începând cu România Literară, Luceafărul, și acum scrie zilnic scrisori de dragoste pierdută, regăsită. Ce ziceți, domnul Roșianu, cum e cu dragostea? Sunteți un veșnic îndrăgostit. Păi vă doresc și vouă la fel. Să vă bucurați la fel ca mine sau să suferiți la fel ca mine? Schisoare mai bine îndrăgostit. Corect. Scrisoare despre cum am drogat cu trupul tău. Iubito, e ceas târziu de noapte și trenul mă duce de nicăieri spre niciunde. La marginea vieții mele am lăsat un trecut care face și acum nudism înclepsit de la spartă. În viitorul încet fotografiile se decolorează. Sepia a rămas în mare o simplă culoare. Calendarul agățat pe peretele bunicilor mei vorbea de post pe vremea aceasta. Eu am descoperit poftirea de tine și dorul de noi. Vreau premiul Nobel pentru că am descoperit roata pătrată în sângele meu. Sunt cel care știe pe de rost nimicul, pentru că nimicul acesta sunt eu. Mai știi când între două pahare cu vin mi s-a făcut două ori atunci când îmi corectai gândurile nespuse? Așa a fost, iubito, și glasul roților de tern mă îndeamnă să-mi număr clipele rămase. Visam să facem dragoste în trenul ce mă ducea spre moarte. Eram desculț în compartimentul gol și auzeam vânturi cum împrăștia amintirile. Ai fost frumoasă atunci când ai stat deasupra. Când eu am stat deasupra, se făcuse deja noapte în sângele meu. Hiene străine, șacal de pripa și lupi învățați doar la școală mi-au mâncat simțămintele toate atunci. Mai știi când stăteam goi în mijlocul vieții și numai paharul cu durere era plin? Așa a fost, iubito, când am făcut dragoste în trenul târziu, eram garați pe linia moartă și ne-au trezit înaintea orgasmului cei ce dezmembrau vagoane. Ca să scăpăm de închiziția socială a trebuit să suportăm condamnarea la umilință. Eu săpam șanțuri și plantam flori cu aceeași mâini cu care te-aș fi putut mângâia la infinit. O viață, două vieți și o jumătate de viață ca în Biblie.
Era ca atunci când papa voia să schimbe rugăciunea Tatăl nostru. Era ca atunci când de atâta durere spuneam că te iubesc și că de atâta singurătate mă simt bine în mijlocul lumii acum. Mă știi că atunci când ai avut orgasm în hotelul de la marginea lumii mi-ai propus să mă salvezi de la moarte? Așa a fost, iubito, și glasul roților de tren îmi droga liniștea. Mai tare decât trupul tău îmi draga atunci nemurirea în moarte. Am simțit atunci că poemul acesta nu o să se încheie niciodată. Am știut atunci că de la marginea lumii zicere tot nu o să mă scap de condamnarea la moarte. Mă uitam la tine în poza goală pe care nu o aveam. Numai ca să-ți poți imagina tu cum te-aș fi putut iubi dacă erai în brațele mele, făceam asta. Mă uitam la luna plină pe care mi-a arătat-o în mesajul tău și mă întrebam de ce te ascunzi după cuvinte. Mai știi când te-am rugat să mergi pe vârfuri în liniștea mea ca să nu mă doară viitorul? Așa a fost, iubito, și de atunci încoace mă autodenunț că m-am drogat cu trupul tău, că m-am îmbătat cu sufletul tău cu fiecare respirație avută. Dar pentru că te iubesc atât de mult, n-am să recunosc niciodată că din cauza minții tale... Mă scuzați, m-am butonit. Că din cauza minții tale... Dacă din cauza minții tale mi s-a îngroșat sângele plin de moarte în arterele mele bătrâne. Mulțumesc mult! Vă salut! Tudor Voicu e numele meu. O să profit că, de faptul că sunt mulți iubitori ai versului clasic aici, vă voi citi o poezie scrisă la 10 mâini, împreună cu Cristina Berinde, Irina Lazar, Cornel Octavian și subsemnatul. Poezia se numește Cântec de priveghi și este dedicată Ondinei. Ești tandră ca o tragedie, iubita mea contemporană. Tu ai călugărit o mie, iar eu îngenuchez în cramă. Ești blândă ca o vijelie, mi-a stat în inimă și ceasul. Să încingem iarăși o beție. Organizează-mi parastasul. S-a închis la lumânări aseară. Se închide cimitirul mâine. O să mă pomeniți în gară, tu, nebunia și un câine. Veți bate toaca printre șine, închid spitalul și cantina, tot așteptându-mă pe mine, un tren va predica rugina. În mormântarea asta îmi place, se linie cerul, curge berea. Mă voi trezi la patru ace. Organizează-mi învierea. Vă mulțumesc! Tudor Voicu, din Cenaclul și Direcția Nouă, așa se numesc ei, sunt poeți care scriu poezie modernistă și sunt majoritatea foarte talentați. Eu aș vrea să vă spun că alături de mine au venit de departe Adela Conciu din gruparea Creatori de la Bușteni. Este aici Petronela Popei Ignat, venită de la Gheorgheni. Este Ana Ștefănescu, printre alții, venită de la Galați. Ioan Toma Dănescu, știți foarte bine și mulți ați fiert. Vă mulțumesc. Adela Conciu a venit de la Bușteni și este o poetă sensibilă care scrie mai mult despre trăirile proprii decât despre munții care o înconjoară, crestele bucegilor. Dar are ea crestele ei. Adela Conciu. Durerea. Dacă durerea ar divorța, m-aș plictisi să fiu. A râs din mine de când am băut prima dată lumina. Așa că tu ai devenit durerea mea. Să nu mă plictisesc, să nu-mi uit nebunia, să nu rătăcesc respirația lacrimilor sparte ce-mi înghit călcâiele. Dragostea m-a devorat doar în răstignire, doar pentru secunda nu dă de inimă. Mai bate-mi un cui, iubite, să nu uit că sunt vie. Mai dăm un prânz din durere, înainte să moară zâmbetul, tatuat cu grijă pe obrazul nodului. Terapie. Ridică-mă în cerul ochiului tău. Căderea va fi o dulce terapie, ca desprinderea din placentă, când săruți prima oară lumina
cu plânsul ce curge din tine. Voi fi floarea resemnată în divorțul de țărâna dezverginată de urma pasului tău. Cioplește-mă cu amprenta palmelor tale, să simți cum Dumnezeu a modelat femeia din lutul îngerilor ce ți-au adormit în coastă. Înneacă-mă în ploaia buzelor tale, ca pe o împărtășanie dorită, și eu voi fi bucata de carne din mușcătura sufletului tău. Pe Viorel Gaiță îl știe o țară întreagă, pentru că își compunea acele mici sketch-uri și le-a filmat foarte bine și știți ce umor și ce inteligență artistică avea. Nu știați că e și poet. Viorel Gaiță. E prea mult spus poet, cochetez cu poezia. Am să vă prezint o parodie după o cunoscută poezie a lui Mircea Dinescu. Am să vă citesc întâi poezia originală și pe urmă parodia. Sunt tânăr, doamnă. Sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe de rost și ochiul sclavii îmi cară fecioarele prin sânge. Cum aș putea întoarce copilul care am fost când carnea mi înflorește și doar uitarea plânge? Sunt tânăr, doamnă, lucruri am așezat destul ca să pricep căderea din somn spre echilibru, dar bulgări de lumină dacă aș mânca, sătul nu m-aș încape încă în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, cu spatele frumos și vreau drept hrană lapte din sfârcuri de cometă, să-mi crească cerul în suflet și stelele în os și să dezmint zăpada pierdut în piruetă. Sunt tânăr, doamnă, încă aripile mă țin, chiar de ating pământul pe aproape cu genunchii. Această putrezire mă împată ca un vin, căci simt curgând prin trânsa bunicile și unchii. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, de aceea nu te cred, oricât mi-ai spune, timpul nu își ascute gheara, deși arcașii ceții spre mine își repet săgețile vestirii. Sunt tânăr, bună seara! Și acum parodia. Sunt veștet, doamnă, sunt veștet, doamnă, toamna mă știe pe de rost și ochiul abia distinge lumina de întuneric. Cum aș putea întoarce bărbatul care am fost când carnea mi-e uscată și râsul mi-e himeric? Sunt veștet, doamnă, vânturi m-au pântuit destul ca să pricep că moartea nu înseamnă echilibru, dar bulgări de țărână de-aș mistui sătul m-aș pânzura de lampă cu dungile de tigru. Sunt veștet, doamnă, veștet, cu spatele bubos și vreau să mușc din sfârcuri, măcar și cu proteza. Îmi crește noaptea în suflet, cuțitul mi-e la os, zâmbesc un pic pieziș ca să-mi ascund pareza. Sunt veștet, doamnă, foșnesc precum o frunză, iar fulgii din aripă s-au dus în patru zări. Cuvintele balsam nu mai fac mare brânză când timpul se măsoară doar în însingurări. Sunt veștet, doamnă, veștet, de aceea te înțeleg când spui că pentru tine contează numai vara. Cu un descântec invers de mine te dezleg, la tine încă ziua. Sunt veștet, bună seara! Și o poezie mai apropiată de zilele noastre, reportajul unei realități virtuale. Mă doare sinapsa din care lipsesc iubirea de tine și ura și dorul, cum pe un ciung îl doare piciorul ce nu mai există și plec să cerșesc. Mă pierd într-o lume cu prieteni virtuali, cu inamici virtuali, cu juisări virtuale, pe străzi scintilind se perindă hamali aplecați sub sacii cu tweet-uri banale. Mi-am logat sufletul la server și aștept clepsidra se sparge în secunde virtuale, realitatea virtuală spre care mă îndrept îmi zgârie obrajii cu crengi ireale. Vă mulțumesc! Tot profesor, majoritatea iubesc copiii. Se pregătește Irina Lazăr, care a apărut între noi, și apoi Dan Tudor Calotescu. Bună ziua! Primul text este soluție. Nu-mi rămâne decât să ies afară din casa care nu e a mea, nu vă mirați, sunt chiriașul lui Dumnezeu, și să încep să umblu pe stradă în mâine, astfel n-aș realiza decât o contopire a visului cu realitatea. Când eram mic, mă visam clovn, dar dacă totuși nu voi reuși, o să-mi reiau seria visurilor și poate mă voi visa om politic care demisionează când trebuie. Căruța cu prieteni e astăzi jumătate goală, jumătate paie. Pe mulți i-am gonit mai demult cu biciul.
câțiva mai curajoși au mers o stație sau două, apoi au coborât, luând-o repede la fugă, de necrezut și totodată de crezut, căruța cu prietenii astăzi jumătate goală, jumătate nu e. Mulțumesc! Doamna, mă pregătesc ca să fiu totdeauna nepregătit. Meșterii de tip manole sunt cu toți în șomaj, aproape tehnic. Așa se face că nici zidirile nu mai cad noaptea. Iar mai marii vremilor nu se mai încurcă cu șterpălitul schelelor. Oricum, viața era din ce în ce mai lipsită de hane. La urma urmelor, viața e un ansamblu de emoții, crescute parcă dintr-un zbor de libelulă. Dezvoltatorii cred că au priceput mecanismul, ci tot ridică ansamblu după ansamblu cu bariere și pază, de parcă sentimentele s-au lăsat zidite de orice calfă. A plouat peste fusta mea cu buline, a plouat peste fruntea ta, a plouat, a plouat. Apa ne-a inundat umerii, coapsele, în fața ploii eram goi, limpezi, ca două pahare de cleștar. Hainele ni s-au dizolvat, măturând torentele, lumina difuză, prinsă în ziua de dincolo, de umbrele, de cer. Gândurile atârnau ca niște zdrențe colorate. Toate s-au dus. Ți-am spus râzând că o să uităm și de asta. Și ai uitat. Deja ai uitat. Și încă un text. Simferopol. Un loc unde aș vrea să mă întâlnesc cu tine. Acolo, bărbații și femeile își dau întâlniri de taină. Iar clădirile sunt făcute din umbre, un deja vu cu miros de mare și seară, un miez de nedesfăcut în care mă oglindesc, iar tu te uiți la mine de dincolo și știi cine sunt. Încalc orice regulă, îmi permit să fiu vampir, șarpe, undă sau cerc, iar în camere vopsite cu albastru, vopsite cu păsări și flori, mă ții de mână, acceptând cruzimi inimaginabile. Nimeni nu ne dă afară de nicăieri, pentru că, hei, suntem în vacanță, suntem incorecți și ratați. Atât de veseli, încât cerul pogoară peste noi, fără niciun fel de ezitare. Mulțumesc! Urmează Irina Munteanu, care ne va recita ceva. Irina este actriță și dramaturg. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație. Nu eram pregătită să spun o poezie, venisem cu chitara să vă cânt ceva, dar o să improvizez. Și este o poezie care mi-e place foarte mult, Nichita Stănescu, Ars Poetica, și este dedicată tuturor poeților și poetelor. Îmi învățam cuvintele să iubească, le arătam inima și nu mă lăsam până când silabele lor nu începeau să bată. Le arătam arborii, iar pe cele care nu voiau să foșnească, le spânzuram fără milă de ramuri. Până la urmă, cuvintele au trebuit să semene cu mine și cu lumea. Apoi m-am luat pe mine însămi și m-am sprijinit de ambele maluri ale podului să le arăt o legătură între tâmpla femeii și tâmpla bărbatului, între stelele negre
ale luminii și pământ. Lăsând cuvintele să circule peste mine, ca niște automobile de curse, ca niște trenuri electrice, numai ca să le arăt cum se transportă lumea către ea însăși. Mulțumesc! Domnul George Anca este indianist, o să aducem microfoanele mai la mijlocul scenei. Apoi Gabriela Tănase, care a venit, este o poetă specială. De câte ori scrie și de câte ori îi citesc poeziile, am senzația că atunci când scrie, un înger stă pe umărul ei, nevăzut, și de multe ori îl prinde în palmă. Acum domnul George Anca, traducător, indianist, profesor. Mulțumesc. Încep mările să fiarbă, de la os până la barbă, labă roșie de oarbă, încep mările să fiarbă. Himalaya arde în iarbă, sub zăpadă de nevadă, sânge apa să ne vadă, încep mările să fiarbă. Oasele fără de barbă, dai de munte, dai și lepra, că încep mările să fiarbă, opărind pe milarepa și iar mările să fiarbă, cu ghețari, cu pinguini, cu o noapte de ruini, încep mările să fiarbă, benaresieni, brahmini, tiban, tibetan și misogini, de-ar fi mările să fiarbă până în împrejurimi. Niciun viu și nici o vie printre mări să, ce vor să fiarbă. Din visata castalie nu rămâne colilie, că încep mările să fiarbă, Jagannath și muntenie, sângele pe terezie, cheagul mărilor să fiarbă, neales, fără durere, înnecatul mării chimere, încep mările să fiarbă, de întunecă chimere, plăgile gondolfiere, de-a Veneției să ne fiarbă, între seruri cu galere, fiarbă, mările să fiarbă, fugea hoiturilor arse, din Gange nemai întoarse, iar încep ce mări să ardă, din cremații metatarse, tropice, banane, joarse, că încep mările să fiarbă, să fiarbă, din ioară calid, iugă, cu turbanul pus pe fugă, roșii mări, sânge să fiarbă, galbenele, buturugă, negrele, neagră păstrugă, mările încep să fiarbă jos pe strada principală, cerșetorii dau năvală, oare când încep să fiarbă macedonschian de gală, sardă, ardere, cherală, de încep mările să fiarbă într-un cer și o cerneală, numai mările să fiarbă noaptea asta ancestrală. Ce tot mările să fiarbă, marea prunelor uscate, fosta în vii, soră și separate, când și mările să fiarbă, fecioare desferecate, își dau aurul pe spate, că de cenuri răgloate, inundate și pe roate, încep mările să fiarbă, pe vapor, nici frigidere, pe uscat, nici ape grele, încep apele să fiarbă, în desen de caravele, se amestecă artere, de-ncep mările să fiarbă, ceva sfinți în munți să spele, vinele aurifere, că-ncep mările să fiarbă, ceva scurt. Și eu mă bucur mereu când mă vizitează Dumnezeu și Dumnezeu... Versurile lui chiar a compus muzică și o să ne cânte. Valentin Ilimia. Bine v-am regăsit. Vă citesc cea mai recentă creație, Secunda Secure. Și te voi întreba, până când tot în nozi, înțelesurile și neînțelesurile în care rămâne închisă privirea ta de mâine, de când sângele ne curge în zigzag, gândul tău e mai mult decât un cuvânt clădit din umbre, e mai mult decât o umbră clădită din cuvinte. Pe negândite, Secunda Secure, mognire în zvâgnire devine și odată cu silabele întoarcerii se duce pe apa duminicii. Ce repede s-a făcut răzgândirea. Unda ei ne-a domesticit îndoiala și toate amiezile în care târziul tace.
de atâta necuprindere, numele tău cu întunericul dinăuntru oaselor mele se amestecă și eu te alung încă o dată, deși m-am convins de mult că nu existi. Și una chiar scurtă. Răsuflul rugilor. Cer din străfunduri asuprind hotare, ascunde nefiindu-l dureros, lovind cu semne în porțile de jos. Aici uitarea este neuitare. Pe malul stâng al verii stă îmbierea, chiar unde își beară sfăturile noaptea, dar idurile născuți de ziua șaptea se strâng în noști și luptă cu tăcerea. Scurtate în parabola trufiei, trăiri de neînvinse mângâieri, cad în răsuflul rugilor de ieri, balanță între somn și osul gliei. Cu răni, mușcând din trup ca dintr-o pâine, își învărește slava Savaot și vămi din nimbul arderii de tot cad în răsuflul rugilor de mâine. Mulțumim, Valentin Iliniță, dar prima facultate a fost cea de filosofie și vreau să vă spun că ea are un mod special de a scrie și mereu găsește cât un înger în palmă care într-un pumnul ei, iar atunci când deschide pumnul, dispare îngerul sau, cum spuneam adineauri, când scrie un înger se așează pe umărul ei. Este o persoană terestră, dar zic eu, când scrie, devine celestă. Gabriela Tănase. Mulțumesc pentru prezentare, Liliana. Am să încep cu un poem al Magdei Sanos, pentru că s-a născut în luna aceasta și pentru că este o poetă pe care o ador. Caisul. Azi dimineață m-am trezit, căci mi-a bătut nerăbdător în geam, cu degetele sale fragede de ram, caisul, care peste noapte a înflorit. Și nu-l recunoscui de la început. Atâta alb și roz își răsfăța risipa, căci am crezut cu un înger a trecut și în ramurile lui și-a frânt aripa. Și acum două poeme scurte, poate că nu mai bine. Doamne, îți curge atâta verde din barbă, că plâng îngerii de parcă ai murit și te așteaptă să crești din firul de iarbă. E verde lumina care știe gustul soarelui, taina vieții și a morții, mirosul pământului. Iubirea, punte între cer și pământ, zâmbetul în verde și-a îmbrăcat. Și parcă miroase a pădure, a copac înflorit și a păcat. Mulțumesc! De departe, tot profesor de limba română, are un cenaclu, are o revistă și are și poezii religioase, din câte știu eu. Așa este? Bună ziua tuturor, da. Recent mi-a apărut o nouă carte la editura Aius din Craiova, intitulată Scrisul este o rugăciune. Ca să nu vă răpesc prea mult timp, am să vă citesc doar două stanțe moderne din această carte. Prima este o ars poetică. Poetul are fruntea plină de visuri mărețe, care stau de strajă la porțile acestei lumi, ca niște hârșiți oșteni. Harpiile hrăpărețe le hăcuiesc, ah, până hăt departe printre ulmi. Este noaptea tânără și bogată, iar poetul culege rodul clipei de grație divină. Zgura zilei se disipează încetul cu încetul și în muguresc profetic copacii de lumină. Și o a doua, Mântuitorul slovelor, când mă plim cu lotca pe lacul amintirii și dorul mi se înveșmântă iarăși în cuvânt, tălmăcesc o filă din cartea nemuririi, cuprinsă haric în pleoapa tainică de vânt. Tăcerea melancolică, tăiată în cuburi imperfecte până în măduva muchiilor,
tresare la auzul pașilor dioscuri ai celui ce este slovelor mântuitor. Vă mulțumesc! Profesoară de matematică, eu o știu de vreo 20 de ani și marea ei pasiune este muzica folk. Ana Maria Dumitru. Bună ziua! Am să o corectez pe doamna Liliana Popa, pentru că nu ne-am mai văzut de mult. Eu între timp nu mai sunt profesoară de matematică. Am fost profesoară de matematică doar cât am fost studentă. Acum mă ocup de calculatoare, sunt programator. Am să vă cânt și eu două cântece. Unul este scris pe versurile poetului George Țărnea și se numește Orice copil. Și îmi place să cred că este ca un fel de imn al copilăriei. Orice copil are un nume, orice copil are o zi, lumina lui aprinsă în lume. De noapte ne-ar putea păzi, de noapte ne-ar putea păzi. Orice copil are o țară, orice copil are părinți, descoperind din vară în vară al joc al pașilor cu minți, alt joc al pașilor cu minți. Orice copil are o cale, orice copil are un gând, călătorind pe cele vale și printre sfini, din când în când și printre sfin, din când în când. Orice copil are un leagăn, orice copil crede în povești, adăpostind o lume întreagă. Curații o copilărești, curații o copilărești. Orice copil are o mare pe care-și poartă barca lui, dar nu se așteaptă să coboare la țărmul mării nimănui, la țărmul mării nimănui. Orice copil culege fluturi de dorul unei mângâieri și-ntoarce vremea la începuturi cu teama de a-l rosti pe ieri, cu teama de a-l rosti pe ieri. Na 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 na, na 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 na. Mulțumesc frumos. Și un al doilea cântec scris pe textul meu. Un cântec care se numește Un pic fericit și pe care l-am scris atunci când mi-am dat seama că fericirea stă în lucrurile cele mai simple. Thank you.
oare uitat cum să visez? Tu, cel care nu mai știi cum să iubești, oprește de o clipă, te rog, privește spre cerul senin, ascultă. Iarba cum crește și pentru un timp vei simți că ești un pic fericit. Tu, da, tu, cel care muncești din greu zi de zi, de-o clipă, te rog, privește spre cerul senin, ascultă. Iarba cum crește și pentru un timp vei simți că ești un pic fericit. Da, iarba cum crește și într-o clipă vom simți că suntem fericiți. Și într-o clipă vom simți că suntem fericiți. Vă citesc, înainte de a spune altceva, o tabletă, pentru că a fost multă poezie și multă muzică. Începând de luni, clopotele bisericilor vor reda lumii începutul unei noi săptămâni luminate, așa cum a fost hărăzit să se înfăptuiască prin suferință și har. Nu cu multe zile înainte, aflat la bran, într-un pridvor al palatului, mi-a tras atenția atârnat de tavan un mănânc de clopoței. Pe unul dintre pereții pridvorului se afla și o explicație pentru vizitatori, care mi-a rămas deosebit de frumos la lectură. Sună dintr-un clopoțel și un înger își va primi aripile. Puteai ridica mâna deasupra capului și trage de lănțicul cu zale de argint legat de clopoței, pentru ca îngerii să-și deschidă aripile precum cireșul florile de mai. Dar și îngerii probabil că își au legile lor. Poate că sunetul cristalin al clopoțelului n-ar fi trebuit provocat fără discernământ. Poate doar la cutremur sau o furtună, un vânt puternic sau la o mare bucurie ni se dă voie să provocăm îngerii să zboare nevăzuți printre noi. Păcatul oamenilor este acela că nu știu să-și înfrâneze pornirile, crezând că îngerii și Dumnezeul lor sunt întocmiți ca și ei, unii mai orbi, alții mai surzi, au târnat bronzul în clopote uriașe și le-au urcat în clopotnițe, legându-le cu sfori groase, să fie siguri că tunetul clopotului va fi auzit de îngeri și de atunci ecoul clopotelor răsună tot mai puternic, asurzindu-i pe îngeri.
Doar în noaptea de înviere aerul ar trebui să se cutremure și să intre în carne precum lumina prin cuiele lui Hristos. Scurt, pot vedea lumina pe toate fețele. Diminețile vin acum la cafea în rochii de seară și cursul vieții îl pot întoarce din drum arzând liniștit precum o lumânare de ceară. Ce bine că ai întunericul tău de toate zilele, îl lipești blând pe sânii femeii, acoperindu-i deal, vale și iar deal, vale în cerul mâinii. Măcar nu sunt munții stâncoși să-ți gârie palmele și să-ți îșnească iar lumina. Ce ochi păcătoși! Mulțumesc! Bună ziua tuturor, eu o să încerc să vă înveselesc puțin. Atât de singur. Am rămas singur. Singur printre atâtea cuvinte nespuse. Eu, o sticlă de vodcă și un ospătar care mă tot îndeamnă să plec. S-a micșorat crâjma, pereții obraznici se apropie, se depărtează în ritmuri latino-americane și eu beau. Beau într-atât încât să absorb și ultima picătură de conștiință. Nu mă mai recunoaște nimeni, nici măcar cel din oglindă. Văd la ferestre licurici și caut plasa de fluturi să mă cațăr după ei. Și iar beau. Beau într-atât încât să scuip versuri, până editorul îmi aruncă cu o carte în cap. Printre dinți îi scapă. Na, ține bețiv ordinar, poate-ți cresc poezii din cucuie. M-am împrietenit cu masa, o îmbrățișez și o sărut. Ce singur eram. Un caiet s-a așezat în față, la dreapta mea un epitet, la stânga o poezie nescrisă. Lângă pahar, metafora cu sânii dezgoliți, dansează îndrăcit din buric. Ce de lume, frate, să bem. Ospătar, încă o sticlă cu versuri și două felii de vodcă, te rog. Scurtă, de dragoste. Nu știu să-ți dedic poeme, dar te-am găsit târziu, crispat de trecutul din care sărutul mamei în somn, sprâncenele încruntate ale tatălui, când pe masă plângea colțul de pâine flămând, vegheau la poarta durerilor tale neștiute încă. Eu sunt prezentul, nu știu să-ți dedic poeme, dar am topit în greuzetul inimii toate bucuriile, am ars din caierul timpului un fir de lumină, l-am amestecat cu speranță, le-am dat aroma iubirii și uite, s-a născut un poem numai al tău. Mulțumesc! Știi precis ce poți lua din mine. Arunci cuvintele atât de feroce și sigur, după ce mi-ai cumpărat lumea cu hohotele tale de râs, despicând așternuturile, știi precis ce poți lua din mine când îmi muști genunchii încordați și îmi spui într-o târziu, iartă-mă. În lumina unui sal de ghepard, mereu am alergat înapoi după umbra chipului meu din oglinda diformă. Nu am avut niciodată curajul unui sărut, unei îmbrățișări. Mereu cu ultimele puteri, cu ultimele zvâgniri, i-am șters doar ochii, obrajii, cu faldurile cerului de nichel, cu tăișul ploii, i-am înnecat toate cuvintele, identitatea și moartea, în mușcătura adâncă a poemelor, i-am salvat zâmbetul strâmb, reținut, doar făcând semne disperate iubirii, abia acum am început să adun cioburile împrăștiate pe jos, sub talpa ierbii crescută mai înaltă decât mine, să le lipesc rând pe rând, cu toată grija și înțelepciunea vieții atât de subțiri, să o pot înțelege în lumina unui sal de ghepard. Și ultima,
Poeții nu sunt ai lor. Sunt fomul înnecăcios al cuvintelor, mereu îndoindu-se de adâncimi și înălțări, piatra dezvelită de apă. Stau chirciți ca anuterul mamei, sfioși și prudenți la picioarele certitudinii Dumnezeului vertical. Când mor, dacă mor, rămâne în urmă cuiul smuls din grenadă. Vă mulțumesc! A fost doamna profesoară de geografie, Mihaela Stoica, a venit aici în calitate de cantautor și cântă muzică folk. De câți ani, Mihaela? Am cântat până la 18 ani, după care, timp de 25 de ani, n-am mai cântat. Și în urmă cu 4 ani, m-a descoperit poeta Dunia Pălângeanu din Giurgiu, care îi mulțumesc de fiecare dată pentru lucrul acesta. Și am decis să pornesc în toată țara și, în limita posibilităților, să depășesc și granița țării. Trebuie un pic mai sus. Eu sunt mai înaltă. Dumnezeu mi-a pus mai multă apă la rând. Următorul cântec se intitulează Nicio carte, muzica Vasile Martare, versuri Adrian Păunescu. De când ai plecat departe, mă gândesc să scriu o carte. Dar de aici și până la tine nu se merge, nu se vine, nu se merge, nu se vine. Pot să-ți fiu supus paharnic, tot ce scriu, îți scriu zadarnic. Și de-ar fi să-ți mai ajungă cartea mea de cale lungă, cartea mea de cale lungă. Orice literă-i o rană și-o încercare inumană, și nu poate nicio carte să te ajungă peste moarte. Orice literă-i o rană și-o încercare inumană, și nu poate nicio carte să te ajungă peste moarte, să te ajungă peste moarte. Mila ta eventuală m-ar atinge ca o boală, niște lacrimi de la tine nu mi-ar face niciun bine, nu mi-ar face niciun bine. Poate ar fi o terapie dacă te-aș putea descrie, dar mă ține, mă reține dorul propriu zis de tine, dorul propriu zis de tine. Orice literă-i o rană și-o încercare inumană, și nu poate nicio carte să te ajungă peste moarte. Orice literă-i o rană și-o încercare inumană, și nu poate nicio carte să te ajungă peste moarte, să te ajungă peste moarte, să te ajungă peste moarte. Thank you.
următorul cântec, muzică și text, Adrian Sărmășan, Aprinde dimineața. Iubește trandafirii, iubește și ploaia, dar nu uita, te rog, de mine până-n zor. Aprinde dimineața, din ochii mei văd paia, cu care te fiesc pe zi de o mie de ori. Când mă gândesc la tine, cerul se schimbă mereu. Aș vrea o clipă să te simt, știi prea bine, dar tu te transformi în cursul meu. Iubește trandafirii, iubește și ploaia, dar nu uita, te rog, de mine până-n zor. Aprinde dimineața, din ochii mei văd paia, cu care te iubesc pe zi de-o mie de ori. Iubirile sunt puține, e clar, că n-așteaptă lumea la cos. Nu mai vreau să-mi stau departe de tine, vreau să vii cu mine în orice zi. Nu mai vreau să stau departe de tine, vreau să vii cu mine în orice zi. Iubește trandafirii, iubește și ploaia, dar nu uita, te rog, de mine până-n zori. Aprinde dimineața, din ochii mei văd paia, cu care te iubesc pe zi de-o mie de ori. Scuzați-mă. Am emoții. Poemele mele sunt poeme scrise într-o anumită carte, numită Poemele Nilului, încă nepublicată. Urmează. Nefertum. Floarea de lotus a inimii tale s-a deschis. Mirezme înalte vin către tine. De la Nefertum, lotusul albastru. Zeiță divină, dans infinit, celestă iubire. Cântec uitat al seminției divine, trup nenăscut al timpului scurs, fereastră deschisă către eternitatea sufletului tău. Nefertum, vis neîmplinit. Nefertum, somn nedormit. Nefertum, chip de cioplit. Nefertum, parfum de iubit. Nefertum, sine împlinit. Timpul, dedicat zeului egiptean Tot. Timpul s-a oprit în loc, pentru că el, magicianul Tot, știa să contracte minutele în secunde, ca nimeni altul. Locuind în sălile din amentii, el se juca cu timpul, dilatându-l și contractându-l după bunul lui plac. Atingând nemurirea, zeul se juca. Se juca de-a viața și de-a moartea. Din când în când, el ieșea din cămara lui sfântă pentru a vedea lumina soarelui. Din eon în eon, maestrul se reîncarna pentru a învăța pe discipol eternitate. Semnul lui distinctiv era crucea, crucea albă, cu buclă în vârf. Cu ea își chema discipolii să inițieze în sările din amentii. Cu ea vindeca, cu ea reîncarna. Spirit etern, cel de trei ori viu, păstrător al luminilor din amentii, autor al tăblițelor de smarald, niciodată găsite, dar totuși, imediat. Rescrisă pentru inițiați. Maestru etern, veșnicul Tot, cel de trei ori reîncarnat, Hermes Trismegistos, spirit infinit, eliberat de materie. Dumneavoastră mai țineți minte că existau frații Menzel care cântau. Lângă mine se află domnul Vasile Menzel, care este
A fost profesor universitar la IATC, este actor, compozitor, scriitor, a compus muzică de filme și vine la cenaclul Colocviile de Marți, ținute de domnul George Anca, să-l ascultăm pe Vasile Menzel. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Mă bucur că mă aflu printre dumneavoastră. Am vrut inițial să vin cu chitară, să și cânt, dar de data asta am venit cu nevasta. Și când vin cu nevasta, nu mai am nevoie de chitară, pentru că ea este muzica mea. Mulțumesc! Pentru început, un poem mai trist, pentru că și viața noastră este mai tristă. Scăpat-am de un coșmar. Îmi amintesc când vara totul înflorea de o magnolie plângând însângerată din grădina mea. În timpul zilei se strângea, iar seara, când se deschidea, într-un boboc a apărut un chip de fată zâmbitor. Mi s-a părut ciudat când seara următoare s-a mai deschis o floare ce avea un chip robust de data aceasta de bărbat. Am început să nu mai dorm și obsesiv să mă gândesc la cele întâmplate. A doua zi de dimineață, la lelele, toți crinii stânjenei, ba chiar și trandafirii, porniră parcă în dans la viorare, dorind să-și ia gura de rouă, că ziua era lungă, căldura era mare. Mă așteptam ca noaptea să vină cu o nouă întâmplare. Așa a fost. Un alt boboc cu chipul de copil s-a arătat și m-am speriat, iar un sticlete de pe gard, de munca lui acum scârbit, în taină mi-a șoptit: ești spionat, ești urmărit. În zori, când m-am trezit, am început să dau, să sun la ADP, Administrația Domeniului Public, dar ocupat. Am revenit și am rugat să vină să toaleteze doi copaci care băteau în tinda cuprinsă de rugină. Un lucrător cu drujba, din greșeală, a tăiat magnolia de la rădăcină. Norocul meu, norocul meu. Și astfel am scăpat de turnătorii din grădină, de gratiile triste, ferite de lumină. Vă mulțumim, domnul Doi. Este o fată așa de frumoasă, are un suflet mare așa, încât dacă ar putea, ar vinde toate obiectele favorite cu mânuțele ei talentate, acolo în dealul Patriarhiei, ca să ajute copiii care au nevoi speciale. Ea de curând și-a lansat un volum. Antoaneta, ce carte? N-am lăsat niciun volum. Am publicat 6 cărți și sunt redactor șef la revista Cum vorbim literar artistice. O să dar mi-a arătat o apariție de aceasta este revista Cum vorbim literar artistice. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai permis să spun două vorbe. Astăzi nu pe mine vreau să mă evidențiez, ci pe poetul Traian Furnea, pe care nu știu câți dintre dumneavoastră îl cunosc. Ar fi împlinit 65 de ani pe 14 aprilie și în această revistă i-am dedicat câteva pagini în memoria. Scrisoare din Tura Liberă, deci de Traian Furnea, nu de Antoaneta Rădăi. Lucrez, iubito, știu, îți va fi greu să mă crezi și să mă vezi altfel decât licean, dărâindu-ți trandafir
cu degetele pline de cretă și cerneală. Știu, îți va fi greu să mă crezi, dar iată, eu îți trimis și o inimioară decupată din salopeta salopetă, gradul cel mai înalt de seriozitate. N-am la uzină un post de condus 8 ore fluturi colorați din floare în floare. Lucrezi la niște utilaje mari, cât dragostea mea pentru tine, iubito, și le spăl cu motorină. Le întrețin, cum se zice. Le spăl cu mâinile mele mari, cu care ți-am modelat rotund sânii tăi mici, când încă erau calzi. În pauza de masă le spun muncitorilor poezii și lor nu le vine să creadă că eu le-am compus. Râd cu gura până la urechi. Într-o zi, maestrului, cum a râs, i-a rămas slănina după ureche. La vară, voi da examen din nou, la facultate. Poate am să intru și într-o vacanță o să te caut. Până atunci, am adunat deja vreo 7 borcane goale de muștar. Aici se consumă mult muștar și fiecare ban mărunt pe care l-am, îl arunc înăuntru. Pe fiecare borcănaș am lipit o etichetă pe care am scris cu cele mai sincere litere din lume, fonduri, pentru regăsirea Mihaelei D. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Antoane Tarădoi. Domnul Vasile, Viorel Ioniță este așa un personaj special care de fiecare dată îmi aduce Mulțumesc, domnului Liliana Popa, pentru prezentare. Oricum, doamna, sunt o figură remarcabilă. Am să vă citesc Pigmalion. Nu Dumnezeu a creat femeia. Eu am făcut-o. Într-o zi, când el se odihnea după cele 6 zile reglementare de muncă, am luat o bucată de lut, am frământat-o bine și am așezat-o pe roata orarului, pe care tocmai o inventasem, și l-am întrebat. Cum să fie? El, care le știe pe toate, îmi răspunse. Subțire ca o boare. Subțire să fie stăpâne. Și am făcut ceva subțire. Dar nu era mare lucru, așa că iarăși l-am întrerupt din odihnă. Șefule, dar n-are nicio formă? Ce? Păi, fă-i forme și lasă-mă drag. Doamne, iartă-mă. Și i-am făcut forme. Apoi, luându-mi inima în dinți, i-am zis, Doamne, dar picioare nu-i fac? Ba, fă-i, dar să fie de gazelă, îmi răspunse el cu ton repezit. Deci am luat o gazelă, de la care am desprins picioarele din spate, le-am prelucrat puțin și le-am atașat lucrării. Pentru mâini nu l-am mai deranjat, că dracu me lua, așa că ele am făcut din iederă. Intrând iarăși în impas, i-am zis cu glas șoptit, Doamne, da capul, ce cap, lasă capul, trebuie să el trezi din amorțeală. Timid, insistai, măcar așa de formă. Bine, dar descurcă-te singur. Lucrul la cap nu-mi luă mult timp. Ochii i-am făcut din vis, la care am adăugat 2 picături de cer. Sprâncenele le-am făcut din întrebări, iar genele din chemare. Pentru urechi am folosit 2 scoici delicat sidefate, iar pentru gură am luat o rodie din grădina raiului. La nas am lucrat cu mai multă grijă, așa fel ca sufletul se poate respira ușor. La sfârșit, deși eram mulțumit, i-am mai făcut câteva retușuri. Când o retușam pe acolo, mi s-a părut că văd pe chipul ei umbra unui surâs. Poate mi s-o fi părut. În definitiv, de ce să zâmbească? În fine, am îndrăznit să mă adresez din nou lui. Doamne, Doamne, este desăvârșită, parcă-i desenată, dar nu știu ce îi lipsește.
mijin cu greu ochii, Dumnezeu privi creatura, întinse o mână și cu ultimele puteri suflă peste ea. Doamne, ce-ai făcut? I-ai dat viață. Nimeni. Frânghii pline de rufe întinse, bătrâne primenite în cămăși cu platcă, odihnind amiaza în șorțurile lor bune, șezând pe troscotul gras și frumos. Sâmbăta li se întorceau fiii de la oraș. De mult, când luna avea fața unei pâini cu ala dulce și ele priveau pe sub strașina mâinii un drum ce s-a șters. O viață. Tatăl meu a iubit cai. În tinerețea lui mergea la munte și își vindea bruma de porumb. Așa și-a făcut o casă și o fântână. În 56 ar fi vrut să-și cumpere un televizor, dar nu avea curent. La geamul nostru lampa strălucea ca o gutuie toamnă. Mereu îl visez pe tata stând lângă un murg lipițan. Nu spune nimic, iar când vin zorii, își ia calul de căpăstru și pleacă. El știe unde. Privind fereastra, mâinile îi se odihnesc în pală, ca două corăbii bătrâne în port. Privește spre fereastră, șorțul a căpătat o culoare pământie. Nici copil nu a râs, nu a plâns, niciodată. În grădine se ofilesc trandafirii, ploaia bate în geam o vreme și ochii ei cenușii, ațintiți spre cerul strâns într-un inel de viață, tresar. Niciun copil nu a râs, nu a plâns și totul a fost ca o ploaie, fără miros de pământ. Voi citi puțin din noua mea carte și nevăzuta mână scria aceleași cuvinte iar și iar. Luptă dreaptă. Pe un văzduh, având drept soare, o imensă inimă sângerie, ce pulsa în ritmul valurilor, pasărea în formă de carte deschisă plutea peste marea de cerneală de China, survolându-și stăpânul, cavalerul înarmat cu un bloc de desen scorțos în chip de scut și cu un condei cam cât o lance, cu care când scria, când participa la turnire, în luptă dreaptă. Formarea unicornilor. Se ia una bucată Don Quixote, se trimite de urgență la turnir cu lancea întoarsă împotrivă-i și la sfârșit vârful însângerat i se lipește calului. Pe un picior de plai, la 400 de ani de la moartea lui Quixote, o eoliană blocată încerca să oprească vântul. Și când e să o mori, îl învățase pe pustul Quixote, taică-su scriitorul, ia bine aminte, ascute-ți un os, fă din el o lance sau o țepușă și așa o moară. Mulțumesc! Bună ziua! Nu se mai pierde, nu se mai vede urmă de cal. Pe la izvoare nu mai apare umbra călare a vreunui haiduc. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele haiducilor? Nai 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 nai
Dar drumul mare nu mai apare, să mai omoare câte un ciocoi, să ia toți banii pentru țărani, pentru sărmanii plini de nevoi. Dar unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele haiducilor? Nai, 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 nai. Să-l știe, umezi sunt de dor și alor vis plin de zbor. Noaptea ni se scaldă în sclipiri ca de salbă, în sclipiri de salbă. Să te fure, noaptea-n ei ce se ie, zburătorii ca să vie, noaptea-n ei ce se ie, nimeni urma să-l știe, noaptea-n ei ce se ie, zburătorii ca să vie, noaptea-n ei ce se ie, nimeni urma să-l știe, noaptea-n ei ce se ie, zburătorii ca să vie, noaptea-n ei ce se ie, nimeni urma să-l știe. Vedeți că a ieșit soarele, da, și cred că nu e întâmplător. Învață-mă cu gândul să prind clipe în zbor de griji scăpate necuvintelor. Învață-mă cu fiecare sărut să caut nopți viselor dăruite din stele, copilărind între tăceri. Învață-mă cu lacrimile cântul luminii, lângă greieri, prin fânul cosit, să prind fluturi la vals, cât luna va înflori liliacul amintirilor. Învață-mă
cu pleoapele căzute dintr-o naștere, în fruntea ochii și buzele tale, când părul doinește spre vina fierbinte, învață-mă cu pumnii printre frunze, strigând izvoare, culoare. Învață-mă cu dorul tău, zbor peste milenii la steaua care a răsărit din muguri de cais. Învață-mi clipa cea repede, până la rădăcinile zâmbetului să te pot îmbrățișa cu toate razele desăvârșirii. Și un rondel al singurătății de care vorbea una dintre colegele noastre. Se îmbracă dorul în tăceri cu amintiri de liliac, îndrăgostiți spre nicăieri ca norii pleacă la atac. Izvoare dea cer să nu ceri, dintr-un apus elegiac se îmbracă dorul în tăceri cu amintiri de liliac, așa sau nu, parcă au fost ieri, cele ce sunt, cele ce tac, ard nopți, cresc învieri, cad toate lacrimile, dac se îmbracă dorul în tăceri. Voi încheia cu două cântece. Primul, pe versurile lui Jean Luștern, se numește Vreau tot. Vreau tot să știu că tot mi-ai cunoscut din tot ce-a fost, ce este și va fi. Să visez și în față zi cu zi, enigmele de-acum și din trecut, enigmele de-acum și din trecut. Atunci, poate sau întina, din ce e pur curat sau întina. Vreau Sfinxul să știți legea lui secret, Gioconda să-mi explice al ei surâns, să aflu tot ce-a fost în paradis, cu Eva și Adam să stau la tabiet, să stau la tabiet. Atunci poate voi înțelege viața cum e ea, misterul ce se naște neîncetat, din ce e pur curat sau tina, din ce e pur curat
sau în vină. Vreau soare, apă, tunete și ploi, verdeață, dune ca și stânci, să urc cu greu pe coate și pe brânci, să am și nestemate alături de noroi, să am și nestemate alături. Atunci, poate atunci, voi înțelege viața cum e ea. Misterul ce se naște neîncetat, din ce e pur curat sau Maria, mulțumim!